Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fiu alături de voi în seara asta. Avem multe de discutat, n-am mai făcut un live săptămâna aceasta și s-au adunat multe pe care trebuie să le vorbim împreună pentru a ști care sunt următorii pași din mișcarea noastră, pentru a ști ce face AUR mai departe pentru națiunea română. Noi suntem singura formațiune care ține cu românii. Vă zic bună seara tuturor, sper că mă auziți, sper că ne vedem și o să intru direct în subiectul serii. De mâine încep în sfârșit școlile. În sfârșit, pentru că din martie 2020 până în februarie, până mâine, copiii noștri au fost privați de educație și sunt privați încă în continuare de educație. Aproximativ 3 sferturi din școli se deschid în urma presiunilor noastre, în urma presiunilor voastre, în urma implicării voastre și în urma faptului că ați zis stop. De altfel, multe din restricțiile și încălcările elementare de libertate și ale drepturilor noastre au încetat după ziua de 6 decembrie, după ziua în care AUR a intrat în Parlament. Și ăsta e meritul vostru, al fiecăruia dintre voi. Am reușit, fără sprijinul mediatic, fără sprijinul televiziunilor, să ducem o formațiune politică la 10%. E mare lucru, neavând susținerea sistemului, ba din contră, sistemul care ne-a sechestrat, ne-a amendat, a lovit în noi într-una. Inclusiv acum 2 zile am pus o poză în care îmi veneau ultimele amenzi din octombrie, noiembrie, decembrie, primite pe adresa veche, pe Liviu Rebreanu 7, adresa apartamentului pe care l-am vândut în 2019 ca să am bani de campanie. Mi-au venit multe amenzi, cred că se ajung teancul ăla pe care l-ați văzut, ajunge undeva cumulat la 20.000 de lei. O să le contestăm, toate mai sunt în termen în momentul ăsta, dar o să le contestăm. Important este, și cred că toți părinții care se uită la acest live în momentul ăsta sunt bucuroși că încep școlile. Și cred și copiii că sunt foarte bucuroși, s-au săturat de atâta stat în casă, de atâta școală online care le strică ochii. Nu toate școlile încep mâine, din păcate, și trebuie să ne luptăm ca să se deschidă toate școlile. Oana Ivuț, nu știu cum se vor desfășura activitățile școlare, interesul unora este să nu continue școala fizică. Asta simțim și noi, foarte multe lovituri împotriva AUR, inclusiv din cauza faptului că am susținut deschiderea școlilor și că ne-am luptat pentru deschiderea școlilor. Sunt interese mari care nu doresc ca ai noștri copii să învețe, să relaționeze, să socializeze, să se cunoască unii pe alții. Ar trebui să devenim niște sălbatici care să nu țină unii cu alții. Vă zic bună seara, dragi prieteni, ne-am strâns deja 4600 pe live. Vă rog, fiecare dintre voi, distribuiți acest live și ne punem în seara asta la curent cu tot ce a mai făcut mișcarea AUR și cu următorii pași pe care AUR îi va face. Și îi rog pe toți părinții, inclusiv toți elevii și toți studenții, să pună în continuare presiune, pentru că subiectul școlilor nu s-a încheiat. Vor încerca foarte, foarte mult să le închidă din nou. De asta trebuie să rezistăm pe acest front și să ne luptăm până la capăt pentru școlile românești și pentru copiii României, pentru viitorul nostru. Distribuiți acest live, vă rog. Din păcate, fără niciun responsabil, fără nicio demisie, numărul morților de la Matei Balș a ajuns la 14.
sunt doar cifre statistice pentru ei, nu interesează că 14 familii nu mai au pe cei dragi alături. Vlad Voiculescu în continuare susține că n-are nicio vină, deși el ca ministru al sănătății trebuia imediat după instalare de pe 23 decembrie să ia măsuri pentru situația asta gravă, care se știa după Piatra Neamț. În continuare, după 23 decembrie nu s-a luat nicio măsură și în continuare după Matei Balș nu s-a luat nicio măsură, oricând putem avea repetat un episod ca cel de la Matei Balș. Pe nimeni nu interesează viața românilor și de asta eu am spus la mitingurile, la protestele și în Parlament săptămâna trecută și la toate ședințele la care am participat și la toate interviurile pe care le-am dat, și viața românilor contează. Da? Degeaba arborăm tricolorul pe aici, pe geamuri, și degeaba ne dăm patrioți dacă nu asigurăm minime condiții de viață pentru români. Ori nu e posibil așa ceva, nu e posibil să nu cadă niciun cap, să nu-și dea nimeni demisia, să nu avem nicio soluție, nicio rezoluție și să nu avem nicio măsură luată după ce s-a întâmplat la Matei Balș. Și azi, și mâine, și poimâine, din păcate, atâta timp cât instalațiile electrice sunt supraîncărcate, putem avea încă o dată o repetare a incendiului de la Matei Balș, a incendiului de la Socola din Iași, a incendiului de la Piatra Neamț. Suntem praf, suntem la pământ și dacă se întreabă unii și alții de ce pleacă peste hotare românii, de asta, pentru că vor condiții normale în spitale, pentru că vor educație pentru copiilor, pentru că vor o viață demnă. Și noi, AUR, suntem singurii care ne luptăm pentru români și suntem singurii care ținem cu românii. De asta sunteți atât de mulți într-o seară de duminică alături de noi și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi. Maria Petreanu scrie: demisia urgentă Iohannis cu guvernul meu și toți hoții din Parlament, absolut toată clasa politică care ne-a condus timp de 31 de ani, într-o sfidare completă. Iohannis s-a dus la schi, lumea uită, n-o să acceptăm să mai fie Klaus Iohannis președintele nostru timp de 4 ani. Și cred că sunteți și voi de acord cu noi. Uite, scrie Tina Buricea Iosef: suspendați-l pe Iohannis, el e buba, de asemenea serviciile, trădătorii și agenturile străine fac jocul colonialiștilor, globaliștilor, hoților, spuneți-le cum vreți, dar sunt oamenii ăștia care distrug România de 31 de ani. Normal că nu interesează. Imediat după incendiu, Klaus Iohannis a mers la schi, nu-i pasă de România, afară cu el și cu restul demisia. Andreea Silaghi: care e opinia voastră, dragi prieteni? Pentru că ei nici acum n-au înțeles de ce a intrat AUR în Parlament și nu mai au altă victimă de serviciu. Acum nu mai este PSD-ul, nu mai contează că mor oameni în spitale de vii, nu mai contează nimic. Contează doar AUR, contează să ni se dea în cap. De ce s-au sistat mitingurile, scrie Cameluța Doinița? Pentru că la mitinguri noi am organizat, când au organizat AUR au ieșit oameni mulți, dar după aia n-am văzut o reacție și din partea voastră. Trebuie să vină mult mai mulți oameni alături de noi și trebuie să vină mult mai mulți oameni alături de AUR. Au lansat tot felul de atacuri abjecte, am pus poza de la biserică de azi de dimineață și comentarii că George Simion n-a muncit niciodată. Stai, dragilor, eu îmi câștig proprii bani de la 14 ani. Muncesc cu carte de muncă și am firma mea imediat după ce am terminat facultatea, Universitatea din București. Am muncit în toată perioada asta cu carte de muncă, am plătit taxe. Nu mai încercați să împroșcați cu noroi din lucruri care sunt absolut absurde. La fel cum încearcă să dea noi Băsescu și alte figuri triste ale scenei publice din ultimii 31 de ani. Noi suntem problema, Traian Băsescu, sau tu ești problema? Tu ești problema pentru distrugerea României, pentru vânzarea economiei naționale, pentru trădare de țară.
Așa că nu ne mai da tu lecții, Traian Băsescu, despre cum ar trebui să ne poziționăm politic, pentru că tu te-ai poziționat politic cu doamna Udrea în toate pozițiile și tu, Traian Băsescu, ești un trădător al acestui neam împreună cu Adrian Năstase, cu Ion Iliescu, cu toată gașca care a distrus România. Așa că nu luăm noi sfaturi de la Traian Băsescu, mulțumim. Din vina lui Traian Băsescu, a lui Călin Popescu Tăricianu, a lui Victor Ponta, avem foarte mulți români peste hotare. Și s-au întrebat de ce au votat românii de peste hotare cu AUR, pentru că AUR este vocea acelor badante din Italia care trebuie să lucreze în țări străine, în meserii de multe ori înjositoare, pentru că n-au avut un viitor la ele acasă. De asta. PNL în ritmul ăsta vor avea soarta celor din fostul PDL, pe care Băsescu a reușit să-l șteargă de pe lista partidelor politice. Corect, Bogdan Necoară scrie. Vă citesc mesajele voastre, dar sunt foarte multe, nu întotdeauna reușesc să le citesc pe toate. Da, de asta, azi în poza pe care am făcut-o la Mănăstirea Sitaru, era și ziua unui călugăr la mulți ani, m-au primit cu toată dragostea obștea de acolo. Nu știam că o să merg acolo, am vrut să merg undeva aproape la slujba de duminică. Asta era problema, că George Simion chipurile n-a muncit niciodată în viața lui. Îmi câștig proprii bani de la 14 ani și am plătit o grămadă de taxe la acest stat, din păcate. Și sfatul meu e un sfat cât se poate de bun pe care l-am rostit de la tribuna Parlamentului. Nu mai plătiți taxe și nu mai plătiți biruri acestui stat criminal. Noi plătim impozite la sănătate și ei ne omoară cu zile în spitale. Nu, nu e posibil așa ceva și trebuie să punem piciorul în prag. Construcția AUR, în schimb, pe zi ce trece, crește. Am fost la colegii din Constanța, o să merg și o să reiau vizitele în județe și ușor, ușor o să începem construcția. În primul rând, de la cei care s-au implicat alături de noi în campanie. Sunt mulți oameni care vor să intre, o să aibă, și o să-i rog să aibă răbdare, câteva luni, pentru că noi vrem să construim ceva temeinic aici și vom începe de la oamenii cu care am lucrat în campanie. Mai am niște județe restante unde n-am ajuns, trebuia să ajung în turneul de mulțumire din decembrie și n-am ajuns pentru că se grăbeau foarte mult să-l înscăuneze pe domnul Câțu și pe domnul Orban, dar o să ajung și acolo și o să vă rog pe toți să fiți alături de AUR și o să vă rog pe toți, fiecare dintre voi, să lăsați, cum v-am zis și în live-ul trecut, mesaje dacă susțineți AUR peste tot. Susțin AUR și la Iohannis și la toate paginile de Facebook din momentul ăsta, prin implicarea voastră, prin susținerea voastră, prin faptul că ați recomandat tuturor pagina mea. În momentul ăsta pagina George Simion este pagina cea mai populară de pe internet. Avem 702.000 de urmăritori, putem ajunge la 1.000.000 dacă suntem uniți și dacă comunicăm întotdeauna împreună. Primesc multe mesaje, primesc mii de mesaje de la voi în fiecare zi. Vreau să vă rog să mă iertați dacă nu reușesc să răspund la toate. Suntem încă într-o perioadă de acomodare, o să formez o echipă de așa natură încât să putem comunica cu fiecare român care ne scrie. Cine mă sună și îmi dă mesaje și nu îi reușesc să-i răspund întotdeauna, mă simt cumva vinovat, dar credeți-mă că nu am timp. Nu am timpul necesar de multe ori. De asta mai fac aceste live-uri și de asta mulțumesc fiecărui om care distribuie materialele de pe pagina George Simion și care lasă comentarii și care vorbește mai departe cu prietenii. Asta este singura soluție și e felul în care noi o să ne luptăm cu sistemul. Un sistem care e mâine a doua săptămână de sesiune parlamentară ordinară. E 8 februarie. Mâine e 8 februarie și nici până acum nu avem un buget al țării. Sunt mulți oameni care așteaptă, multe instituții, bugete care nu se pot materializa pentru că bugetul țării nu este realizat în momentul ăsta. Deși Florin Câțu este înscăunat de pe 23 decembrie, nu avem un buget al țării. Nu avem un buget în momentul ăsta. Pentru că nu au bani, pentru că au sifonat toți banii, pentru că împrumută
extern banii și pentru că singura lor țintă anul ăsta este să vândă Taromul, aeroportul Otopeni, portul Constanța, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz și ce mai e de vândut, ce mai e al statului în momentul ăsta. Da? Așa că o să ne luptăm cu ei și scopul nostru, că ați văzut ce lege tâmpită voiau să dea cu educația sexuală la 4 ani, elimină în momentul ăsta hărțile României, să nu mai învățăm nici istorie, nici geografie, elimină orele de istorie și vor să introducă de la 4 ani educația, așa zis, sexuală, de fapt e educație puțin spus ciudată pentru copiii noștri. O să ne opunem pe toate căile parlamentare și colegii mei integral la Senat au votat împotriva acelei legi. Totodată o să ne facem treaba să nu fie să moară de grija noastră unii și alții, că ne mai acuză și am mai văzut comentarii din partea unor postaci plătiți că, domne, dar voi de ce nu luptați pentru reducerea beneficiilor parlamentarilor? Ba da, este un punct important pentru noi. Depunem săptămâna aceasta în Parlament o lege pentru oprirea finanțării partidelor politice de la bugetul de stat și suntem pentru confiscarea averilor. Să nu mai zică unii și alții de ce nu vă luptați pentru confiscarea averilor. Cei care ne cunosc, cei care sunt alături de AUR știu că este un punct important pe agenda AUR, confiscarea averilor ilicite. Să se întâmple lucrul ăsta și cu Oprișan și cu Costel Alexe și cu Băsescu și cu toată gașca care ne-a distrus timp de 31 de ani. Și vom lupta pentru asta în Parlament. Am depus o lege în luna ianuarie pentru autostrada A7 ca să fie conectată și Moldova cu Bucureștiul și Bucureștiul cu Moldova, nu doar Moldova cu Transilvania. Ne trebuie autostrăzi și în Moldova și în Transilvania și în Muntenia, pentru că împreună suntem o singură țară, suntem un singur neam și trebuie să luptăm pentru asta. Cristina Crina, tot timpul vă distribui live-urile în toate grupurile și în toate rețelele de socializare, iar postările AUR la fel. Îți mulțumim, Cristina, nu lăsați să se mai vândă nimic din această țară, o să ne luptăm pentru asta, o să venim și cu rețeta din Polonia, de unde partenerii noștri din European Conservatives, cei de la partidele de guvernământ de acolo, ne trimit legislația și ne trimit exemplele de bună practică din Polonia. Ion Oroș spune ceea ce spune și noi, Doamne ajută, de la Revoluție n-au reușit să construiască un spital pentru că au fost concentrați numai să fure, din păcate. Săptămâna asta în Parlament vom avea o nouă sesiune de respingeri de legi. Nu ne intrăm în pâine pentru că avem o administrație și un guvern absolut nesimțit care nici măcar bugetul n-a fost în stare să ni-l dea să-l votăm. Înțelegem toate substraturile și vi le-am zis mai devreme. Îi mulțumesc Florianei Rotaru că mă înțelege că n-am timp să răspund de fiecare dată la toate mesajele, dar încerc să le văd pe toate și încerc să văd tot ce îmi semnalizați. Și mulțumesc multora care sunt de mult timp cu noi, uite, cu nickname-ul Coldeg alături de noi și l-am văzut de mult timp. Nicolas Neacșu spune exact cum este, educație pornografică, de fapt nu educație sexuală. Nu ne trebuie așa ceva nici pentru 4 ani, nici pentru 7 ani, nici pentru 10 ani. Când e vorba de liceu, trebuie protejați cei care vor mai multe informații, trebuie o corectă informare a tinerelor noastre care de multe ori sunt îndreptate către avorturi fără să fie informate corect. Ne trebuie o educație națională, nu ne trebuie propagandă pornografică, cum zice Nicolas Neacșu, și suntem absolut de acord cu el. Desfințarea pensiilor speciale, absolut, noi suntem primii, că era un comentariu undeva, că voi de ce nu susțineți desfințarea pensiilor pentru parlamentari? Ba da, noi suntem primii, suntem în primul rând acolo când va fi votată legea și pentru asta ne-ați trimis voi în Parlament, nu? Și exact și pentru să ne opunem vânzării aeroportului și a portului Constanța, vom avea o inițiativă legislativă inclusiv pentru asta. Să nu-i credeți, dragi prieteni, pe toți care încearcă să bage râcă între noi. Nu dau pe nimeni afară din partid.
Partidul nostru crește, cred eu că sunt un președinte de partid alături de Claudiu Târziu, care știe să țină pe toți oamenii de bună credință alături. Important este să fiți și voi alături de noi până la capăt. Victor Tărâță, te așteptăm la Sebeș, ne mănâncă cancerul cu emisiile astea, trebuie semnalate în Parlament problemele astea. Victor, să știi că parlamentarul de Alba, Daniel Rusu, a făcut interpelări pe tema poluării din Sebeș și este una dintre cele mai urgente teme, cum poluează aceste companii austriece mediu și cazurile care sunt de 2-3 ori mai mari în Sebeș, în Rădăuți, lângă Brașov, în Covasna, decât în restul țării. Daniel Artenie Buliga, ce se mai aude de refuzul dumneavoastră vis-a-vis de subvenții alocate partidelor? Am înțeles că doriți să finanțați construcția unui spital. Exact, Daniel, ai înțeles bine. Asta dorim să facem. Nu vom lua niciun leu în interesul partidului AUR. Ne dorim, dacă nu sunt total trădători ceilalți din Parlament, să modificăm legea astfel încât să fie posibilă construcția unui spital. Asta vrea să facă AUR, nu vrea să fure din bugetul românilor, buget constituit din taxele și impozitele pe care noi le plătim, vrem să construim un spital. Era cazul să se lase școlile deschise după 11 luni, spune Veronica Abrudan din Cluj. Absolut era, doar acum vă trag un semnal de alarmă, l-am tras și la începutul live-ului, să ne luptăm cu toții, să nu le închidă iar, pentru că bandiții ăștia ar fi în stare orice, să facă orice, ca să avem o viitoare generație needucată, o generație distanțată, o generație care să nu mai conlucreze, să nu mai socializeze copiii între ei. Și de asta o să facă orice. Pentru acest lucru o să avem nevoie de fiecare dintre voi să lăsați mesaje, să scrieți peste tot susțin AUR, cum ați făcut și în campanie electorală când spuneați votez AUR. Calea finală este ca AUR să ajungă la guvernare, ca AUR să dea acestei țări conducători demni, conducători bravi, să-l schimbăm pe acest președinte, să schimbăm actuala guvernare și actualele partide din Parlament, să fim o majoritate, lucrul ăsta îl vom putea face prin susținerea voastră. Desființarea pensiilor și a torționarilor, așa zis și lor procurori de prin aiuduri care împușcau oamenii în cap cu mâna lor și fac în continuare acest lucru, scrie Mihaela Grosu, vă salut pe toți, eu sunt acum, mă pregătesc să intru într-o emisiune televizată. Și vreau să văd de unde ne urmăriți, fiecare dintre voi. De unde sunteți alături de noi și dacă sunteți alături de noi. Au venit multe atacuri, vin și din partea unora, cum e acel Francis Tobă pe care nu am vrut să-l validez, pentru că a primit multe acuze și există multe hârtii care îl indică și multe persoane care îl indică ca fiind un torționar și un om care a fost implicat în crimele de la Revoluție, n-am vrut să-l validez și nu i s-a validat mandatul de parlamentar și au venit acuze, atacuri din partea lui. Vedeți că o să mai vină astfel de atacuri. Sunt oameni care încearcă să se poziționeze împotriva AUR, unii din neștiință, alții orgolioși, dar sunt mulți și care sunt trădători și s-au vândut sistemului și sper să fiți alături de noi, spuneți-ne de unde sunteți și de unde vă uitați în momentul ăsta, de unde sunteți în live, suntem 4500 de oameni în direct. Da, și cineva scrie de alocația socială, absolut, mai ales pentru oamenii care muncesc și pentru oamenii onești. Și despre abuzurile băncilor, care sunt un alt subiect.
Uite, din Dâmbovița ne salută Moise Toader. Doamne ajută, cineva ne salută din Italia. Avem foarte mulți susținători din Italia. Aștept să se termine nebunia asta, să ajung așa cum am promis în Italia. Din Balotești, Aura Olteanu, colegă de-a mea, că sunt, e aproape de mine în Tunar Dimieni. Vă mulțumesc din Franța, Manolachi Vasile. O să întreabă cineva unde intru la televiziune. Eu am încercat și încerc din răsputeri să răresc aparițiile, declarațiile publice. E suficient că sunt în live acum cu voi. O să fiu la Răzvan Dumitrescu, care până acum a fost un jurnalist onest, la Antena 3, începând de la ora 10, să discutăm pe temele politice de interes. Din Banat, Caraș Severin, Dana Dănuța. Salut, Dana, și îți mulțumim că ești alături de noi. Din Tulcea, Cati Reli, mulțumesc, Georgeta Lebădă din Italia, din Germania, Dina Gârbovan, din Germania e și Vasilica Gergel, mulțumesc, ia uite altcineva din Germania, Aurel Floca, din Frankfurt, Doamne ajută, sunteți foarte mulți și vă mulțumesc pentru asta, voi sunteți puterea noastră, voi sunteți în spatele nostru, voi sunteți oamenii care merită tot respectul vostru, indiferent de cât ar încerca să vă facă să vă rușinați pentru cine sunteți, pentru cine suntem, pentru faptul că am creat și suntem o forță prin aur. Totodată am văzut un apel la unor așa ziși intelectuali că noi suntem pleava societății și că n-ar trebui să discute miniștrii cu noi. De ce? Nu suntem reprezentativi, nu suntem în Parlament, nu am intrat în Parlament prin voturile oamenilor. De ce? Și la noi studiul a arătat după alegeri, 22% dintre votanții aur au studii superioare. Așa. Vă scriu din Spania, Nelu. Mulțumim din Italia, Florica Olteanu, mulțumim frumos. Nu, nu e adevărat, nu o dau, doamna Viorica Ciolacu, nu o dau afară pe Diana, ea este unul dintre cei mai vocali parlamentari ai noștri, au loc toți românii în aur, nu dau afară pe nimeni. Din Bolonia, Craiu Dumitru ne salută, mulțumesc. Din Piatra Neamț, Rozina Vasilache, dar acum trăiește la Roma, foarte mulți. De la Vrancea Jariștea o salutăm pe doamna Angelica State, care se bate cu nou baron de Vrancea, Cătălin Toma. Mă bucur, Ionuț Vetișan, că aveți încredere în aur. Din județul Vâlcea, comuna Roiești, Nicolae Florică. Mulțumim mult, mulțumim românilor de peste tot. Foarte, 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 foarte mult, foarte multe comentarii din partea voastră. Florin Ecaterina Grumeza din Botoșani, care a și distribuit live-ul și mulțumesc, din Beclean, Valeria Bârtaș. Sunteți din toată țara, fratele nostru cu care am început, Aur Nicolae Mârleanu, din Germania, Frankfurt am Main. Sunteți mulți în Germania, sunteți mulți în Spania. Zice cineva să refuzăm televiziunile, să mergem doar la TVR, Vasile Iordache. Nu toată lumea este pe Facebook, Vasile, de asta mă mai duc. O să încerc să mă duc doar o dată pe săptămână la o singură emisiune, din respect pentru publicul acelor televiziuni, dar nu vă gândiți că în momentele în care ei o să ne încerce să ne șantajeze, nu ne vor da în cap iar toate televiziunile. Nu vă gândiți că eu am încredere în vreun fel în aceste televiziuni. E clar, sunt televiziuni care fac jocul propriilor patroni.
Nuți, Getia, respect George din Timișoara, vă urmăresc continuu și fac tot ce pot în activitatea mea de susținere aici pe Facebook. E foarte important, voi sunteți baza acestei formațiuni, voi care distribuiți, care lăsați comentarii, care ne susțineți, care ați vorbit cu rudele și prietenii voștri, care nu vă lăsați manipulați de mass media. Au venit câteva cazuri izolate la mine după alegeri în ianuarie și n-au înțeles apelul pe care l-am făcut, că nu trebuie să fie în aur președinți, să fie oameni care își doresc acum funcții, pot fi membri care se implice, toată lumea e binevenită în aur, dar nu dăm acum funcții și nu pentru funcții am creat acest partid. Și oameni ca voi, oameni simpli care stau la baza fenomenului aur, sunt cei mai valoroși pentru mine unul și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi. Trebuie să intru în direct, trebuie să intru în emisiune, dar rămânem conectați. Eu o să postez în fiecare zi. Mâine încep activitatea la Parlament. Întreba cineva dacă o să fac ceea ce spun, dacă o să-mi donez salariu. Da, e mâine, poimâine e probabil ziua în care o să iau primul salariu și voi dona pentru Daniel Bodnar, pentru un alt coleg de-al nostru care a trecut printr-un accident de mașină și pentru școlile românești din Cernăuți, care școli sunt închise de către statul ucrainean. Gata, am intrat cu Răzvan Dumitrescu, ne vedeți în continuare live pe pagina lui Răzvan Dumitrescu, Subiectiv. Nu o să vă fac de rușine, nu cred că v-am făcut până acum. O seară bună tuturor!